într-un mod ascuns, dacă vreți, sau într-un mod tainic, Dumnezeu i-a nominalizat pe toți sfinții într-un singur cuvânt. Cine vrea să vină după mine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. Acum, dacă s-ar face judecata, evident că cei de-a dreapta ar fi toți de-a dreapta și cei de-a stânga ar fi toți de-a stânga. Dar ce găsim noi scris în Evanghelie? Că Apostolul Petru, primul dintre ucenicii din ceata primilor, că apostolii sunt primii ucenici ai Mântuitorului în chip vădit pe pământ, întreabă așa: Doamne, dar cu noi ce va fi? Și Mântuitorul le dă mai multe explicații. Eu v-am ales pe voi, eu v-am numit ucenici, eu v-am numit pe voi prieteni, deci niciodată să nu vă bucurați doar că scoateți dragi, că izgoniți duhuri, că vindecați bolnavi, că faceți minuni. Cel mai mult trebuie să vă bucurați că am scris numele voastre în Cartea Vieții. Însă socoteala lui Petru este puțin și practică, ca omul care a trecut prin familie, care a avut o secretară, o soacră, care: bă, dar tu din ce trăiești, pierzi vremea? Știți cum e la țară? Bă, la ginierul ăsta nu lucrează, dar nora asta nu lucrează, dar feciorul ăsta nu lucrează. Și îl întreabă pe Dumnezeu: bine, bine, noi am urmat ție. Am lăsat mamă, tată, frate, soră, holde, țarină, fii, fiice, cu noi ce va fi? Și spune așa: când voi fi în slava Tatălui cu sfinții îngeri, voi pune 12 tronuri și voi veți judeca cele 12 seminții lui Israel. Iar sfinții vor judeca lumea. Vedeți expresia sfinții la plural, fără număr, fără ceată, fără numire. Și o să întrebați: de ce fără ceată și fără numire? Păi avem așa: sfinții proroci, cei din Vechiul Testament, purtătorii de Duh Sfânt și vestitorii venirii lui Mesia. Drepții Vechiului Testament, patriarhii Vechiului Testament, oamenii aleși ca seminție prin care Dumnezeu a lucrat până la descoperirea Fiului, până la întrupare și naștere din Fecioară. Și aceia sunt tot în categoria bisericii biruitoare din cer. După aceea, mucenicii și mărturisitorii. După aceea, ierarhii, cuvioșii, drepții, pusnicii, pusnicile, sfinții despre care vorbim noi în Faptele Apostolilor, frații cei sfinți, adică cei care au primit Sfântul Botez și s-au mântuit. În general, biserica posedă puțină autocrație spirituală, în sensul că ea diriguiește cele șapte taine, dar un singur lucru nu-l poate dirigui: sfințenia. Sfințenia este a bisericii, că e fără pată și fără prihană și este întemeiată de Hristos prin cruce și înviere și are harul și harismele, dar sfinții știe Dumnezeu. De ce? Nimeni din cei vii nu-i drept înaintea ta, o zi de-ar fi viața omului nu-i fără de păcat, și noi nu știm, de exemplu, în ierarhia bisericii, să avem o categorie în care să spui: dacă ai făcut numărul cu tare de rugăciuni sau mătănie sau liturghii sau psaltiri, gata, ești trecut în rândul sfinților. Nu. Ești mădular al bisericii în parte, prin taina Sfântului Botez sau ușa tainelor, te îmbraci în haina de lumină prin pecetuirea cu marele mir și devii purtător de Hristos sau Hristofor prin Euharistie. Dar de aici înainte, între mântuirea obiectivă și subiectivă, rămâne așa: ce trebuia să faci și ce ai făcut, iar balanța o stabilește singur Dumnezeu. De aceea Evanghelia de astăzi, a întâia parcă după Rusalii, așa, este socotită ca o sărbătoare universală
a tuturor sfinților, de la sângele dreptului Abel până la ultimul sfânt mântuit, pe care noi poate nici nu știm cum îl cheamă. Avem zeci de cimitire, avem zeci de câmpuri de luptă, avem zeci de calamități, avem zeci de războaie, de asedii, unde au murit tot felul de oameni doar de Dumnezeu știuți. Tu știi cugetul și inima și rărunchii fiecăruia. Și cum a spus Hristos, eu nu caut la față, caut la inimă. Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Deci încă o categorie de sfinți sunt și eroii de pe câmpurile de luptă, ostașii de pe câmpurile de luptă, nu în războaie de potropire, cum vedem astăzi, nu așa se face, nu așa se face războiul, războiul când ești atacat de păgâni sau de prădătorii credinței, sau împotriva credinței, sau război de apărare, și în cele din urmă avem creștinii drept măritori, care se săvârșesc cu pace în casele lor, în satele lor, în comunitățile lor, în parohiile lor, și pe care preotul îngroapă cu dumnezească rânduiala mormântării și pecetuiește acea groapă până la a doua venire, din care, la glasul arhanghelului și la trâmbița judecății, într-o clipeală de ochi, toți vor fi la judecate. Și acolo s-ar putea să întâlnim sfinții necunoscuți nouă. Noi putem canoniza pe cine dorim noi. Biserica recunoaște pe cine vrea ea. Are acest drept. Când se află viața unui sfânt, când se află o minune, când se află o întâmplare, când se află un semn ceresc mai presus de firescul lucrurilor, biserica imediat îl îndosarează, îl cercetează, îl analizează și pe baza legilor stabilirii actelor de sfințenie, biserica înaintează în absolut spre tronul lui Dumnezeu și spre sfințenie. Acum, dacă ar fi să o luăm dintr-o margine, ar trebui să întrebăm așa, ce este sfințenia? Este starea totală de asemănare cu Dumnezeu. Ce spune? Să facem omul după chipul și asemănarea noastră.